Chinurile prin care a trecut femeia ucisă săptămâna trecută de maidanezi i-a șocat până și pe medicii legiști. Oameni încercați, aceștia spun că nu au găsit niciun centimetru pătrat de piele neatinsă de colții câinilor. A fost mâncată de vie, iar medicii susțin că moartea a fost una violentă. După acest caz extrem, municipalitatea a anunțat că va construi cel mai mare adăpost din Europa, în care să încapă cel puțin 20.000 de câini. Deși au văzut multe la viața lor, medicii legiști care au făcut necropsia femeii mușcate de câini au rămas șocați de starea în care arăta corpul acesteia. Prezintă lipsuri și distrucții tisulare întinse, lipsuri musculare mari, aproape scalpată. Practic, femeia n-a avut nicio șansă. Ea, practic, a fost mâncată de câini și nu mușcată. Victima a fost înmormântată astăzi într-un cimitir din București. Doar câțiva colegi au fost de față. Eu consider că aici ar trebui cineva la răspundere tras. Pentru că nu e normal. Se ducea la container, cum avem toți containere unde colectăm materiale electrice, electronice, electrocasnice, sanitare. Câte mărunțică era, făcea tot posibilul să se descurce. Taniușa Stachievici era angajată la o firmă de reciclare a deșeurilor, iar în dimineața în care a fost atacată de câini se ducea să verifice un container. A fost o angajată extraordinară, chiar și-a dorit foarte mult să muncească. Am relocat-o dintr-un loc în altul și abia aștepta să înceapă. Aș căuta de foarte mult timp de muncă. Moartea femeii a obligat primăria să găsească o variantă prin care să golească capitala de haitele de câini. Soluția găsită este crearea unui adăpost uriaș care va fi amenajat la fundul pe un teren de 14 hectare. Vor fi în jur de 5 hectare amenajate special pentru câini. În noul adăpost vor putea fi îngrijiți cel puțin 20.000 de câini. În plus, șefii autorității pentru supravegherea animalelor vor să folosească și grajdurile foste ferme Fundulea părăsite acum. Clădirile lăsate în paragină vor putea fi reamenajate și transformate în grajduri pentru cai găsiți abandonați pe străzile Bucureștiului. Aici vor putea fi ținute cel puțin 200 de animale. În afară de cai și câini, primăria capitalei vrea să aducă și 10.000 de pisici strânsele pe străzile Bucureștiului. Numai pentru hrana animalelor, primăria va plăti în fiecare lună peste 200.000 de euro.